Senatul a votat astăzi proiectul de lege prin care se interzice folosirea făinii de insecte la prepararea produselor tradiționale românești. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este cel care a depus în Parlament, în luna aprilie, proiectul de lege care interzice utilizarea făinii de insecte în prepararea produselor tradiționale. Protejăm produsele tradiționale românești. Am depus proiectul de lege prin care se interzice utilizarea făinii de insecte în prepararea produselor prevăzute în Registrul Național al Produselor Tradiționale. Așa cum au făcut și alte țări europene, la fel trebuie să facem și noi. În plus, toate produsele alimentare care vin din import și conțin ingrediente obținute din insecte trebuie să fie expuse separat pe rafturile magazinelor. Oamenii trebuie să știe ce cumpără, iar eticheta să fie clară și să conțină informații complete cu privire la aceste produse, anunță Marcel Ciolacu la acel moment. Senatorii au votat marți, 5 septembrie, legea, urmând ca aceasta să fie trimisă către Camera Deputaților. Au fost 64 de voturi pentru, 10 contra și 12 abțineri, relatează Antena 3.ro.